Vă salut, dragi prieteni! Bine ne-am regăsit la un nou videoclip. Să-mi iau o foarfecă cu mine, pentru că astăzi vom discuta un aspect foarte important cu referire la această foarfecă pe care v-am prezentat-o eu. Scuzați-mă dacă nu mă uit chiar în cameră sau nu am ochelarii sau îmbrăcămintea mea e ciudată sau o să vedeți un dezastru întreg la mine în curte, deoarece sunt într-un șantier continuu, fac ceva renovări pe aici. Și am primit foarte multe comentarii, de fapt și de drept, unde aș putea spune că eram contestat sau oarecum contrazis în funcție de cum folosim această foarfecă atunci când tăiem pom fructifer. Și astăzi vreau să vin să explic exact despre ce este vorba și să dezmint oarecum niște mituri pe care le tot auzim. Băi, cu foarfeca când tai se ține într-un fel sau se ține în alt fel, că se rănește rana, că tralala și lululu. Hai să vedem despre ce este vorba. Asta să-mi iau puțin stativul, să vă arăt exact cu camera despre ce este vorba și să discutăm puțin despre aceste tăieri cu foarfeca. Cum ținem foarte bine foarfeca cu lamă, cu contralamă, lovim pomul, nu-l lovim. Haideți să vedem despre ce este vorba. Am luat aici stativul și imediat vom începe comentariile. Gata, am reușit să fixez și camera, telefonul, de fapt că cu telefonul filmez, și vreau să încep acest material prin a vă prezenta două tipuri de foarfeci. Aceasta este o foarfecă de vie, de pomi în general, cu care tăiem pomii, care este formată dintr-o contralamă, și așa asta întâlnim cam la toate foarfecile, și o lamă, și lama propriu-zisă, cea care taie, aceea care se schimbă. Ea, prin acțiunea mecanică, aceasta are o formă de rezistență care prinde ramura pe care o tai și prin acțiunea mecanică eliminăm ramura. Ei, aici mai am un alt tip de foarfecă. Este o foarfecă care se reglează pe diferite tipuri de mâini, să spun așa, mână mai mare, mână mai mică. Și dacă vedeți dumneavoastră, aici avem o contralamă cu totul diferit față de aceasta. Și această foarfecă se folosește în general pentru arbuși, pentru chestii când facem curat în grădină. Nu intrăm în detalii, dar nu vă cumpărați foarfeci de genul ăsta pentru tăierea pomului, pentru că, într-adevăr, acestea rănesc ramurile. Și o să vă prezint imediat despre ce este vorba. În schimb, comentariile și contradicțiile au pornit de la un subiect. Cum ținem contralama pe ramura pe care o tăiem în pom? Da? Majoritatea susțin că contralama trebuie ținută într-un anume fel sau lama într-un anume fel. E bine, haideți să întoarcem camera și să vă explic despre ce este vorba și să vă dau câteva detalii, astfel încât dumneavoastră să înțelegeți despre ce vreau să spun, pentru că sunt foarte mulți oameni care comentează acest aspect și poate dumneavoastră înțelegeți oarecum greșit. Haideți să schimbăm și să vedem despre ce este vorba. Și haideți să luăm un exemplu concret pentru a vă da seama despre ce este vorba. Da? Deci aici avem o ramă, da? Și noi vrem să facem o scurtare, de exemplu, sau o eliminare. Foarte mulți aduc vorba că această contralamă, această pârghie, trebuie să fie poziționată atunci când tăiem spre partea care va fi eliminată. Exact cum vedeți și dumneavoastră aici, da? Nu spre partea care va rămâne în interiorul pomului. Dar cine vine să taie așa? Dumneavoastră când tăiați în pom, tăiați așa, țineți foarfeca inversă? Nu. Majoritatea care tăiați, veți ține foarfeca în această poziție și implicit tot ceea ce vom tăia noi, exact cum vedeți și aici, se va tăia cu această contralamă către exteriorul ramurii, da? Deci nu vom veni în pom să ținem foarfeca așa, astfel încât contralama noastră să fie către partea care rămâne în pom. Pentru că este, nu știu, nu este la îndemână, adică nu se poate tăia, pur și simplu. Nu văd rostul, nu înțeleg de ce aș putea să țin foarfeca așa. Deci toată lumea când taie, ține în principal foarfeca exact cum o țin și eu aici. Mai luăm o ramură și să mai detaliem puțin pentru a înțelege mai bine. Această zonă este zona de inserție către coronamentul pomului. Iar aceasta este foarfeca. În momentul în care dumneavoastră veniți să secționați o ramură, contralama, da, o vedeți, este pe ramura care va cădea. În această zonă va sta coronamentul pomului, da? În locul de inserție. Și astfel contralama, aceasta care a tăiat, teoretic arte și puțin zona care a fost eliminată, da? Aceasta de aici. Dar ceea ce vreau eu să reliefez este următorul fapt. Este corect, așa cum spun oamenii, că această contralamă trebuie să fie către partea exterioară. Dar eu când merg în coronament, cum tai? Tai așa, nu? Deci automat contralama mea vine, fără să mai stau să calculez, către partea care va cădea, da? Intru mai jos în coronament. Cum tai?
tai așa, automat. Contralama mea va fi către exteriorul coronamentului. Deci aș veni eu să tai așa, să țin foarfeca așa, ați văzut pe cineva care taie cu foarfeca și taie în acest fel, așa? Nu. Deci eu n-am văzut așa ceva. Că se întâmplă câteodată în momentul în care n-ai o poziție și vii într-adevăr cu contralama aici, tai de exemplu, ia să vă arăt mai sus, de exemplu, lucrăm pe lacuri. Da? Deci eu vin aici și tai, contralama este în partea care cade, lama este pe ramura mama, da? Ok, dar dacă n-am o poziție cândva, odată, nu mai tai așa și vin și mișc. Dar în toate cazurile posibile, 90% din cazuri, automat, foarfeca vă va conduce să tăiați cu contralama în exterior. V-ați zăpăcit de cap, nu? Ceea ce vreau să spun este că în momentul în care dumneavoastră tăiați normal, pentru că tăiați pe exteriorul pomului, da? Eu aici vin și tai pe exteriorul pomului. Merg, nu știu dacă se vede foarte bine. Tai spre exteriorul pomului. Automat, contralama mea este întotdeauna spre partea care va cădea. Deci, foarfecile sunt făcute în așa fel, decât cele care sunt de mâna stângă sunt invers, că atunci când tu te duci și acționezi în exteriorul pomului, contralama va sta întotdeauna spre exterior și automat nu vor fi probleme. Că se mai întâmplă, cine știe cum, să aveți o ramură și să o tăiați invers și să lăsați o parte undeva puțin mai teșită spre partea de coronament, atâta timp cât dumneavoastră nu tăiați exact la mugurele acesta și tăiați undeva mai departe, spre o secțiune din asta terminală, da, într-adevăr, se va teși puțin aici, dar se va usca, mugurele nu va avea nicio problemă. Adică dumneavoastră atunci când faceți secțiunea, nu faceți lângă mugurele acesta care îl vedeți dumneavoastră aici, da? Faceți undeva în jumate și indiferent cum ați tăiat cu foarfeca, nu este o problemă. Corect este ca contralama întotdeauna să fie pe exterior, dar asta vine de la sine, nu trebuie să explice nimeni cum trebuie să ții tu foarfeca în mână ca să tai un pom, pentru că nu ține nimeni pe invers. Ele așa sunt făcute și contralama asta așa va exista. Mai spunea cineva că în momentul în care vom face o tăiere la inel, și am prezentat eu într-un clip și într-adevăr am ținut contralama pe ramura mama, haideți să, nu știu, să detaliem aici pe un lacom de ăsta, ia să vedem, îl găsim pe ăsta aici, da? Deci eu am venit într-un material din ăsta scurt, care l-am făcut într-un short, și când am făcut secțiunea, era filmat în oglindă și se vedea invers, că aș fi tăiat așa, da? Există și posibilitatea asta să vin și să tai așa și contralama mea să fie pe ramura mamă. Dar întotdeauna tu ar trebui să mergi către unghiul acesta de pornire, aici unde se formează acest unghi, lama foarfecii să fie pe acest unghi, pentru că este mult mai ușor să tai o ramură astfel. Dar în momentul în care tu vii, de exemplu, să secționezi o ramură mai groasă, automat foarfeca, pentru faptul că este de mână dreaptă, chiar dacă dumneavoastră vedeți în oglindă, contralama va fi întotdeauna pe partea exterioară. Și de aici nu vor fi probleme. Nu vine nimeni să taie cu foarfeca invers decât dacă, sau în cazul în care este o foarfecă de mâna stângă. Așa că, nu știu, acest material a fost puțin cam dificil, cam bulversant, aș putea spune, dar întotdeauna foarfecile așa sunt făcute și așa lucrează ele. Sunt create ca tu să nu stai prea mult să gândești atunci când intri în coronament și secționezi o ramură, da? Deci, e automat. Când tai în pom, tai cu lama către ramura care rămâne, contra lama către exterior. E foarte simplă chestia și nu cred că au fost probleme de acest gen sau ați întâmpinat probleme vreodată, dar puteți să țineți cont de acest aspect, pentru că singura problemă care ar fi că contra lama aceasta acționând ca o pârghie vă face o teșitură mică dacă ați ține-o spre partea interioară a pomului. Dar, de exemplu, la o secțiune din asta la inel, cum spunea cineva, cum ar fi aici, și aș secționa la unghiul de inserție al pomului, da? Deci, automat rămân suficienți milimetri, să spun eu așa, pentru calusarea acestei ramuri, fără nicio problemă. Așa că atunci când tăiați cu foarfeca, țineți cont ca lama să fie poziționată către lama tăietoare, către ramura care rămâne în pom, da? Deci când faceți o secțiune, lama aceasta tăietoare să fie poziționată întotdeauna către ramura care rămâne și contra lama către exterior. Da, țineți cont de chestia asta, așa este corect, dar în mare parte sunt 100% sigur că doar prin folosirea unei foarfeci corecte sunteți dreptați și ați folosit foarfecă pe mâna dreaptă. Acest lucru nu s-a întâmplat să tăiați greșit, pentru că foarfeca în sine vă ghidează să tăiați în acest sens.
Așa că, dragilor, până la următorul material, eu vă doresc toate cele bune și mare grijă cum tăiați cu lama și contra lama, să nu răniți pom. V-am pupat!